nightmares in my head, I fear that the thought. Salutare, dragi abonați, eu sunt Marius Comic și astăzi facem un vlog de acasă, după cum observați. M-am apucat de treabă, eu sunt acasă, practic sunt în concediu, dar concediu, facem altă treabă. Vreau să vă arăt ce fac eu acasă. Am cumpărat centrala asta de la Motan, 25 kW. Ne-am apucat de treabă, am montat-o. Am montat și aici coșul, burlanul de evacuare. Vreau să vă zic că am pus-o singur pe perete aici, am dat gaură, am montat-o. Am montat și caloriferele. Cam așa arată, nu știu dacă se vede bine. Așa, traseul pe aici așa. Intră în dormitor. Vreau să zic că totul este făcut de mine singurel. Nu mă ajută nimeni, frate, nu mă ajută. Aici este bancul de lucru. Centrala este nouă-nouță, am luat-o după EMAG. Sper să fie, să-și facă treaba. Sper din tot sufletul. Am pus-o la cumpână. Musai. După cum vedeți, e la pompă. Ăștia zice pe foaia tehnică că o trebuie să ai de la tavan la centrală 40 cm. După cum observați, tavan frumos. Cât avem aici? 40 jumate. Așa. Ce am făcut eu aici? Deci aici este returul. Am pus un holender, după holender am pus un robinet. După aia am pus filtrul aici, după cum observați, filtrul antimagnetită. Cod frumos. Am venit iar cu un filtru Y, da? Jos aici frumos, nu drept în picioare, ca să pot să desfac, să iasă gunoaiele din el. Si tai cu capul în jos. Și când urcă apa în sus, intră în gunoaiele direct în jos, în filtru aici. Eu când desfac, trag gunoaiele afară. Nu se montează cum sunt alții în picioare, filtrele Y. Oricum, vă aștept în rubrica de comentarii să-mi spuneți dacă am dreptate, nu? După aia am venit aici cu intrare apă rece în centrală, da? Rubinet, frumos, cot, filtru Y, la fel. Intră în impurități ceva, frumos, dau aici, desfac, scot impuritățile afară. Filtru magnetic, da? Pe intrare apă rece în centrală. După aia am coborât în jos, am pus aici o prindere să țină țeava frumos, metalică, nu de plastic. După aia mai în jos aici am venit cu un filtru anticalcar, e bun și ăsta. După aia mai venim cu rubinet aici frumos, facem stânga și ne ducem, ne înțepăm în magistrala. Cu apă rece. Aici avem gazul, doi rubineți frumos, ăsta duce la aragaz, e conectat. Avem și regulatorul ăsta de presiune, o să-l montez chiar aici așa. Așa. După aia venim cu furtunul acesta flexibil, îl prunem aici, băgăm în regulatorul de presiune. Aici avem ieșirea de apă caldă, am pus rubinet, holender, ducem la ghiuvetă. Iar aici avem turul, rubinet, duce cu apă caldă, intră în calorifere. Frumos, uitați aici țeava este 2,5, 25, să aibă un debit mai mare de apă caldă. Bancul de lucru, pe podea, aici îmi lipesc eu, aici îmi fac eu toate lipirile și toate astea cu plita asta. Aici avem rezerve la filtrul anticamera. Da, dragilor, bă, întotdeauna mi-am plăcut să fac singur, să nu stau la mâna nimănui. Cine-i gospodar și-i place.
Așa. Trebuie să te uiți să fie drept. Musai. Scrisul ăsta să fie la perete. Așa. Deci asta e ieșirea cu apă caldă. Luăm frumos. Băgăm pe aici pe spate. De aici ne trebuie un... de altă țeavă. Să venim aici. Dăm așa un semn. Banc. Tăim. Așa. Facem lipirea iar, ca la carte. Împingem frumos aici până la capăt. Bun. Te uiți perfect. Să intrăm să măsurăm iar. Deci lăsăm ce se prevestește aici. Dăm măsurătoarea o dată până aici. Dăm o dată un semn. Odată de aici tăiem și odată pe aici mai dăm un semn până unii intre țeava, cotul. Tăiem. Ce să facem, domne? Desfacem și cotul. Frumos, asta e cotul. Aici nu trebuie pături, filtru Y, nu trebuie nimic, trebuie să intre cu viteză, să duce spre care o refere. Acum lipim cotul, turul. Trebuie să vine drept. Trebuie să te miști foarte repede. Trebuie să te miști foarte repede, că dacă nu, oprim plinta. Vedem ce am făcut aici. Iar măsurătoare, tăia de jos. Frumos. Da, dragilor, o să las un pic camera și o să revin. Da, dragilor, mi-am pus aici GoPro-ul pe cap să vă arăt
exact cum stă treaba, să-mi iau și scaunul ăsta. Am montat-o, merge perfect, nu a fost bătaie de cap, a mers din prima. Aici avem returul, apa care intră în centrală, apa menajeră și turul. Aici pe returul i-am pus un filtru magnetită, cum vedeți. După aia am venit cu un filtru Y aici, rubinet și sus, când vreau să curăț filtru antimagnetită și filtru Y, închid rubineții, disfac și jos aici și din partea asta, scot asta, scot mizeria. După aia venim pe alimentarea de apă, apa care vine în centrală, i-am pus aici un rubinet, vedeți? Frumos aici așa, un filtru anticarcar, care a costat 120 de lei, plus 50 de lei rezervele astea de, pentru la filtru. Deci asta este care intră apa în centrală. Am pus filtru anticalcar, după aia am mai pus aici un filtru magnetic, după aia are un filtru Y, nu știu dacă se vede bine, deci apa intră pe aici, intră în filtru, gunoaiele și toate astea coboară jos aici în filtru, după aia intră în centrală, bineînțeles, la intrare în centrală aici, mai are și aici un filtru. Asta este turul. Avem decât un rubinet aici și țeava e de 25. Aceasta este instalația făcută de mine pentru condens. Am mers pe țeavă care duce, se finalizează în fosă septică. Totul este prins ca lumea, nu mișcă, nu mai cu bride metalice. Am lucrat, așa am avut eu viziunea. Aici așa, uitați, frumos, da, mufe ocolitoare, sunt foarte, foarte mulțumit de centrală, nu s-aude, nu e zgomotoasă, nu, ăsta l-am cumpărat din Dedeman, racordul flexibil tot din Dedeman l-am luat, coturile astea aici la tripă 4 le-am luat de la un magazin de la noi, ca să dea frumos să vină aici așa, ăsta pe centru, regulatorul ăsta de presiune. Bineînțeles, mai este unul și la poartă, în cutie acolo, dar când am montat centrala, trebuie și un filtru aici, regulator. Ei, dragilor, cam ăsta a fost video, sper să vă placă. Dacă aveți întrebări, vă aștept în rubrica de comentarii, o să răspund în cel mai scurt timp. Eu am fost Maris Comics, până data viitoare, mai bine, v-am pupat! Bye, bye!